Salut, Gordon, nu te auzi. Hai, acum zi ceva. Ok, salut. Da, te auzi, salut. Noi începem în 2 minute. Bine, trebuie să prezint asta, share screen să fac. Da? Încă nu, stai un pic să discutăm cu participanții, după asta, nu chiar deodată. Ok, bine. Gori, am pregătit oamenii că o să fie o ședință foarte interesantă și eu cred că ei n-a să întârzi. Bun, eu zic să începem ca să avem mult de parcurs astăzi, să nu irosim timpul. Bună seara tuturor! Mă bucur iarăși să fiu cu voi. La dorința voastră, noi am introdus și... Igor, am auzit, ok? Ok. Am introdus și partea asta cu Agile, Project Management și Scrum. Eu cred că e ceva super interesant pentru voi. Igor, apropo, cred că o să-i ziceți mii de mulțumiri pentru că el l-a acceptat foarte repede. Despre Igor un pic. El este un expert în domeniul IT cu 7 ani, cu mai mult de 7 ani experiență. El a fondat Be Agile, practic, dacă și aveți vreo întrebare pentru pe domeniul Project Management, Agile, Scrum și așa mai departe, el e omul care o să vă poată răspunde la tot ce ține de domeniul ăsta. Și pentru mine este un subiect tare interesant și am să scurt cu gura căscată, probabil. El are o pasiune pentru inovație și practic este un evanghelist în domeniul Agile în Republica Moldova. Are proiecte din industrie financiară sau a avut proiecte din industrie financiară, telecomunicațiilor, a jocurilor de noroc. Și a dezvoltat și instruit echipe din diferite nivele, atât local cât și la distanță. Astea fiind spuse, cred că o să vă spună Igor mai mult despre el și despre cu ce se mănâncă în general domeniul ăsta. Eu îi doresc mult succes și vouă să fiți activi. Igor, poți să faci share la screen și noi avea așteptăm. Alina, acum facem și un share.
Окей, я буду сегодня вещать на русском, так как, ну, очень для меня это было некое спонтанное такое предложение поучаствовать в этом. Вот, поэтому буду сегодня вам вещать на русском. Я надеюсь, для всех будет это комфортно. Если что, вы можете задавать вопросы на английском, на румынском, на русском. Вот. Соответственно, давайте начнем, так как у нас, по сути, я так понимаю, минут 25-30 есть на все про все. Da, plus vreo 10 pentru întrebări, dacă... Ok. Alina, se vede screen-ul? Se vede, se aude. Apropo, ieri cineva a vorbit în limba rusă și a fost foarte fain, deci tot e superb. Ok, super. Ok, давайте начнем. Ну, меня уже презентовали. Вот на этом скрине вы можете увидеть подробнее обо мне. С 2013-го в IT-области, с 2014-го в управлении проектами и с 2015-го помогал организации тренингов. А далее в 2016-м я уже полноценно перешел в Scrum, работал в Orange Systems, потом работал в Code Factory. Вот, и, соответственно, в 2018-м уже ушел в свободное плавание как независимый Agile Coach, Scrum тренер. О чем мы сегодня поговорим? Мы поговорим немного о ценностях Agile, о процессах, поговорим о принципах Agile, потом коснемся темы Scrum. Это Scrum является самым популярным фреймворком в среде Agile. Окей, давайте по порядку, как и в любом выступлении должны быть, ну и в любом, скажем так, управлении командой должны быть некие правила, рамки. Scrum, по сути дела, тоже является неким фреймворком по набору рамок. Соответственно, наша встреча тоже это некий набор рамок, в котором мы, как видите на скрине, во-первых, будем уважать друг друга, во-вторых, будем открыты, сфокусированы и уделим этому внимание 25-30 минут, среди которых 25 минут я посвящу на мое выступление, 5 минут на ответы и вопросы. Также у нас будет, если я не успею ответить на какие-либо вопросы, вы сможете их задать мне в общем чате, который группы в Телеграме. Окей, если будут вопросы, можете либо написать их в чате, либо поднять руку и задать их. Окей, что ж, поехали, начнем с Agile. В первую очередь нужно понимать, что Agile это не есть набор там каких-то техник и так далее. Скорее всего, это некое мышление. То есть, чтобы у себя внедрить где-нибудь в проекте, в команде, нужно понимать, что все начинается с лидера, с проект-менеджера, с тим-лидера, с топ-менеджмента. Они должны быть сфокусированы на Agile. То есть, они должны быть некий Agile mindset, который состоит, в свою очередь, из ценностей, принципов, практики, и уже в самом глубине это уже тулы и процессы, которые мы будем использовать, так как Agile включает в себя очень много инструментов. Окей, едем дальше. Важно понимать, что Agile начинается с манифеста. Что такое манифест? В общем, манифест — это некая договоренность между самыми известными agile-истами, которое произошло, кстати, на курорте в горах. Собрались самые известные эксперты в данной области и пришли к одному мнению, что индивидуальности и взаимодействие важнее процессов и инструментов, рабочий софт важнее, чем исчерпывающая документация, взаимодействие с клиентом намного важнее, чем контракты. Подписание контрактов. И ответ на изменения намного важнее следованию плана. Но это лишь говорит о том, что то, что мы видим слева, намного важнее того, что справа. Но он не исключает того, что справа. То есть и то важно, но мы отдаем приоритет именно то, что видим слева. Окей, поехали дальше. Также нужно понимать, что в Agile входит и набор неких принципов. Это то, что важно, чтобы была простота,
чтобы то есть agile возможен только когда есть вот эти соблюдаются эти принципы, да, это мотивированная команда, это рабочий продукт, это face-to-face communication, то есть коммуникация лицом к лицу, это простота и это самоорганизующиеся команды. Также более подробно я вам скину в чате, чтобы вы смогли почитать, чтобы мы не теряли здесь много времени. Окей, идем дальше. Здесь вы можете видеть, да, что представляет из себя agile. То есть это в первую очередь итеративный и инкрементальный процесс. Итерация – это значит, что с каждым шагом мы, скажем так, начиная от прототипа, идем по процессам. То есть, например, если, к примеру, возьмем айфоны, да, был там первый, второй, третий, четвертый, каждый новый iPhone, он чем-то отличался от предыдущего. То есть это и есть итеративность и инкрементальность. То есть с каждой новой версией мы улучшаем наш продукт. И мы двигаемся вот пошагово. Да. Там, например, в 2018 у нас был, там, к примеру, 10-й iPhone, в 2019-м 11-й, в 2012-м там уже 12-й iPhone, да, в 2020-м, да. И, соответственно, шаг за шагом мы приходим к тому, что вот у нас уже есть конечная версия продукта, которая включает в себя предыдущие версии данного продукта. Как вы видите на картинке, это что было бы, если бы Мона Лиза была бы создана интерактивно и инкрементально. Окей, идем дальше. Здесь важно понимать, что есть, чем отличается Agile от Waterfall, да. То есть в Agile мы постоянно берем обратную связь от нашего клиента, от конечного пользователя, потребителя, да. То есть мы получили обратную связь, что человек хочет, как мы видим, да, хочет вначале скейт, допустим, да, мы сделали скейт для него. Потом он говорит, во второй итерации говорит, что я все-таки хочу, чтобы это был самокат. Потом в третьей итерации он говорит, что хочет, чтобы это был велосипед. И мы с каждой итерацией улучшаем, улучшаем и приходим вот к тому, что он в итоге хочет там себе машину, автомобиль. Да? И почему это хорошо? Потому что мы получаем каждую итерацию, получаем некую обратную связь от нашего конечного потребителя, и на выходе мы получаем тот продукт, который он от нас ожидает, чего бы мы не получили, да, в системе Waterfall. Идем дальше. Здесь мы также можем видеть, что преимущество Agile, да, то, что мы, у нас некий риск аккумулируется с каждой итерацией, да, то есть если бы мы выкатили в конце, то у нас был бы риск вернуться опять в самое начало, да, как в Waterfall. А так как мы откатываемся каждый по итерации, то мы рискуем только одной итерацией, то есть максимум, чем мы рискуем, это итерация, в которую мы в итоге можем откатиться назад, как вы видите на данном графике. Окей. Важно понимать, что Agile включает под собой много инструментов, да, такие как Scrum, как Crystal, как Kanban, XP и так далее, Lean подход и так далее. То есть их очень много, и они постоянно изменяются, добавляются. Сейчас, например, есть LS, и другие там Scrum of Scrum. Окей. В общем, важно также понимать, что самый популярный, да, из всех это Scrum, о котором мы как раз и поговорим сегодня. То есть Scrum у нас занимает порядка 60%, это в 2017 году, сейчас где-то под 70%. Окей, давайте перейдем от Agile, перейдем к Scrum. Важно понимать, что Scrum – это некий набор, как я уже говорил, скажем так, это некий набор правил, да, которые мы будем соблюдать. И если мы их соблюдаем, то тогда мы можем сказать, что мы используем Scrum. Если какое-то из правил мы не соблюдаем, то, соответственно, мы не используем полноценный Scrum. Он называется так, в экспертной, среди спецов называется Scrum but, типа Scrum но. Вот. Важно понимать, что Scrum, он предназначен для того, чтобы справляться с комплексными задачами, да, с целью получения максимальной ценности, да, максимизации ценности от данного продукта, который мы, выкатываем в билд или от услуги, которую мы оказываем в итоге. Важно понимать, что Scrum, он довольно прост в понимании, но
скажем так, очень труден во внедрении, потому что возникает очень много трансформаций как на уровне лидера, так и на уровне команды. И если говорить об организации, то он может занять и до 5 лет, до 10 лет, да, как это было в таких крупных банках. Окей, здесь вы видите, как выглядит фреймворк Scrum, да, это картинка взята из официального источника scrum.org. Кстати, рекомендую, кто захочет углубиться, тоже также я скину ссылки на scrum.org. И есть такой документ, называется Scrum Guide. Это Scrum Guide, это официальный документ, который включает в себя как раз описание вот этих всех ролей, артефактов, да, и мероприятий, которые, о которых я поговорю далее. Окей. В общем, важно понимать, что Scrum — это, если представлять его в виде метафоры, то это некий дом, да, где в качестве фундамента у нас есть, ну, мы берем прозрачность. То есть если у нас нет прозрачности, то мы Scrum не сможем использовать, да. То есть должна быть некая такая атмосфера, где все прозрачно, где все понятно. А также колонны, две важные колонны — это инспекция и адаптация. Да? В чем заключается инспекция и адаптация? Ну, например, возьмем здесь для примера, ну вот скоро лето начнется, да, возьмем кондиционер. Соответственно, в кондиционере также есть система инспекции и адаптации. То есть если, например, температура выходит за рамки, там выше 25 градусов, происходит инспекция, включается двигатель и происходит некая адаптация, да. И без прозрачности, без понимания того, ну, какая сейчас температура, мы бы не смогли бы адаптироваться к изменениям. Так же происходит и в жизни, и в проектах, и в организациях. Вот. Ну и как мы видим, как бы крыша – это некий такой инкремент, да, это тот конечный продукт, который включает в себя все предыдущие версии, то есть это улучшенная версия всех предыдущих версий. Вот, также важно понимать, что Scrum – это некий, ну, как уже было сказано, набор принципов, ценностей, правил и тактик, о которых мы далее поговорим. Окей, важно, как я уже сказал, это эмпирический процесс. То есть мы то, что мы на первом шаге создаем, потом мы измеряем, потом анализируем, получаем некую обратную связь. То есть это некий такой лин-процесс, в котором мы постоянно берем обратную связь от клиента, от рынка, чтобы выкатить новую версию и подстроиться к изменениям рынка. Да? Как, например, сейчас, да, с ковидом многие уходят в онлайн, соответственно, это тоже некий процесс, который мы должны, вот этот некий loop, iteration, который мы должны пройти, получить обратную связь от рынка и потом дальше запустить новый продукт. Вот. Здесь, как я и говорил, инспекция и адаптация. В Scrum, да, инспекция и адаптация происходит за счет ивентов, так называемых Scrum-ивентов, о которых мы поговорим дальше, и Scrum-артефактов. Вот. Ну, мы сейчас разберемся, да, потом я скину презентацию, и вы сможете ее просмотреть, и чтобы у вас как бы все сложилось в один пазл. Идем дальше. Scrum ценности, да, вот здесь очень подробно остановиться, потому что любые изменения, внедрение Scrum начинается с ценностей, потому что ценности – это тоже некий фундамент Scrum. Здесь важно понимать, что ценности базируются на courage, focus, commitment, respect, openness, да. В чем заключается открытость, да, openness? Открытость заключается в том, что мы как команда открыты к изменениям. То есть если к нам, например, в середине проекта придет кто-то из, например, product owner, да, владелец продукта, и скажет: ребята, у нас изменения рынка, нам нужно срочно адаптироваться. Например, там наступил, ну, какие-то изменения на рынке, ну, к примеру, возьмем, да, ковид. Соответственно, приходит продукт оунер и говорит: ребята, то, что мы делали, это уже никому не нужно, давайте начнем заново. И нужно понимать, что команда должна быть открыта к этим изменениям, согласна с ними. Дальше идет респект, да, уважение. То есть команде должно соблюдаться уважение. То есть мы все уважаем те скиллы, которые есть, мы уважаем экспертизу, мы уважаем мнение друг друга, да, в команде. Соответственно, это создает некое такое единство. Commitment. То есть это некое обязательство. Мы обязуемся как команда
ну, скажем так, выкатить инкремент в следующем спринте. И ну, это тоже некая такая сплоченность команды. То есть commitment — это некий... Правда, сейчас уже заменили commitment на forecast. То есть мы прогнозируем, что мы выполним это в следующем спринте. Фокус. Ну, так и есть фокус, да. То есть мы сфокусированы на спринте, мы сфокусированы на цели спринта. Соответственно, поставив фокус на наш спринт, мы и не отвлекаемся на другие факторы. То есть мы не отвлекаемся на то, что нам пытаются там, не знаю, кто-то дать какую-то дополнительную работу. Мы знаем, что мы должны выполнить все в этом в рамках одного спринта. И, соответственно, мы двигаемся и достигаем этих целей. Окей, дальше это courage, да, то есть мы ну, достаточно мужественны, чтобы, если что, признать свои ошибки, если что, ну, рассказать, что действительно есть проблема или была проблема, которую нужно будет решить, и никто не старается ее скрыть. Мы достаточно мужественны, чтобы признать, что у нас есть проблемы в команде. Окей, идем дальше. Здесь мы можем видеть, как сам по себе скрам-процесс происходит, да. Подробнее об этом я сейчас как раз и буду говорить. Начнем с ролей в скраме. В скраме есть три основные роли. Это владелец продукта, это скрам-мастер и это команда разработчиков. Кто же такой product owner? Product owner – это личность, да, которая отвечает за ценность продукта. Это некий такой value maximizer, да, его так называют. Это человек, который отвечает за ценность продукта, за то, чтобы наш customer, да, конечный потребитель, получил максимальную ценность от данного продукта. Соответственно, он отвечает за планирование релиза, он отвечает за roadmap продукта, он отвечает за backlog. Да. Backlog – это наш некий такой набор задач, требований, которые мы, скажем так, будем внедрять в следующем спринте или в текущем спринте. Как я уже сказал, да, за что он отвечает, также он отвечает за, в некоторых командах отвечает за бюджет. Окей, идем дальше. Здесь мы можем видеть некую такую вот рост продукт-оунера. То есть в конечном счете продукт-оунер – это такой мини-CEO, да, мини-директор данного продукта. То есть он отвечает максимально ну, за множество вещей. Иногда он отвечает и за маркетинг, он отвечает и за анализ рынка. То есть это человек, который может многое, но в то же время он сфокусирован только на данном продукте. Окей, здесь это скрам-мастер. Кто такой скрам-мастер? Это личность, отвечающая за процесс. Он ответственный за то, чтобы в команде все, ну, в команде он решает конфликты. Он является коучем, он является наставником для своей команды. Он помогает продакт-оунеру, помогает команде, помогает организации. То есть это некая личность, которая менеджит весь процесс скрама, который он очень хорошо разбирается в скраме, знает скрам-гайд, знает, ну, большой опыт имеет в этом и постоянно. То есть это человек, у которого по-хорошему очень мало времени, так как он постоянно помогает команде, решает их проблемы, помогает продакт-оунеру, и в то же время, если есть время, он еще помогает и организации внедрять скрам не только на уровне команды. Окей, идем дальше. Development team, да, это команда разработки, это, ну, это, скажем так, включает в себя всю команду, то есть это некий, это здесь, если говорить об IT-команде, да, сюда включается и тестировщик, и developer, и business analyst. Все они суммарно ну, называются development team, да, и каждый из них это некий developer, но он как бы не означает, что он только ответственный за разработку, он еще может быть ответственный и за другие процессы, за тестирование, то есть за весь продукт отвечает команда, то есть это важно понимать. В скраме в одной команде не больше 9 человек, да, от 3 до 9 человек, меньше 3, ну, уже не очень будет гармонично. И больше 9 человек в команде тоже как бы уже не, ну, тяжело будет их менеджить. То есть одну команду, если, например, у нас 20 человек, то мы их разделим на 3 команды, да, вот. Как я уже сказал, здесь нету, ну, также важно понимать, что у команды есть три основных направления. Они cross-functional. Что это означает? Это означает, что они имеют необходимые скиллы, чтобы выполнить вовремя инкремент продукта, да.
Они self-organized, они самоорганизующиеся, то есть им не нужно говорить, что делать, они сами знают, что делать. То есть они могут в любой момент собраться вместе, обсудить какой-то момент, решить его, принять решение, и при этом они, ну, ответственны за качество продукта. Окей, идем дальше. Ну, как я и говорил уже, да, то есть вся команда, development team, в нее включается как и UX, UI, UI designer, sysadmin, QA, developer, вместе они называются development team. Окей, переходим к Scrum-артефактам. Здесь важно понимать, что существует три основных Scrum-артефакта. Это product backlog, sprint backlog и increment. Окей, значит, что является product backlog? Да? Это некий приоритизированный лист задач, который development team ответственный за. Да? То есть development team ответственный за product backlog, когда начинается спринт. До того, как спринт еще не начался, за product backlog ответственный product owner. Вот. Соответственно, из product backlog у нас создается спринт backlog. Вот. Спринт backlog – это уже то, что мы возьмем, скажем так, в наш спринт. Этим уже занимается команда. То есть команда ответственна уже за спринт backlog, за качество продукта и за то, чтобы в следующем спринте мы поставили инкремент. Как уже было сказано, Sprint Backlog, он создается командой разработки. Вот, и это то, что мы будем разрабатывать. Как он выглядит? Вот здесь вы можете видеть, это скриншоты из Jira. То есть это мы имеем Kanban-доску, да, что нужно сделать, что в процессе и что в статусе ревью. Соответственно, здесь to do – это есть наш sprint backlog, то есть те задачи, которые мы должны будем сделать за спринт. In progress – это то, что мы взяли в прогресс уже, чем занимаемся. И in review – это значит те задачи, которые мы уже, скажем так, закончили. Также вот у меня на проекте была вот такая вот доска. Здесь вы тоже видите, да, там задачи, список задач. In progress, validation и done. То есть это уже команда сама может переопределить, как ей удобно вести свою Kanban board, и, ну, так называемый sprint backlog. Окей, инкремент. Как я уже сказал, инкремент, важно понимать, что это те шаги, которые мы делаем в каждом спринте, да, включающие в себя предыдущие итерации. То есть это некий конечный продукт, который мы показываем нашему кастомеру, чтобы получить обратную связь и чтобы, если что, улучшить его, да, чтобы понять, доволен ли кастомер нашим продуктом. Окей. Здесь мы видим, как это все происходит. Да. Здесь, к примеру, мы видим product backlog, который состоит из sprint backlog. И, соответственно, каждый sprint backlog принадлежит инкремент продукта, то есть конечная версия. И с каждой новой итерации мы получаем, вот мы видим четвертый спринт, следующая итерация, пятый спринт, шестой инкремент, да, с каждым спринтом. И в седьмом спринте мы имеем седьмой инкремент. Седьмой инкремент включает в себя все те предыдущие инкременты, которые мы сделали в спринте 7, 6, 5, 4, да. То есть в восьмом спринте мы уже имеем вот этот аккумулятивный эффект всех предыдущих спринтов. Важно, да, чтобы с каждого спринта мы получили некий фидбэк, то есть обратную связь от нашего кастомера. Дальше мы перейдем к нашим ивентам, Scrum-ивентам. Важно понимать, что существует основных 4 основных ивента, которые существуют в Scrum. Давайте по порядку. Первое – это спринт планинг. На спринт планинге собирается команда разработчиков, собирается product owner и Scrum Master. Этот обычно митинг состоит из двух митингов. На первом митинге встречается product owner, команда разработки, Scrum Master, да? И на этом митинге решается, какие задачи войдут в следующий спринт, да? Ну, спринт, который мы вот сейчас начнем, получается. Вторая часть, да, мы уже на первой части приняли решение, какие команда может взять. Во второй части команда уже распределяет, то есть self-organized команда, самоорганизующаяся, принимает решение, кто за какие задачи будет отвечать. При этом как бы ответственна будет вся команда ответственна за это. Но задачи будут распределяться уже между членами команды.
Окей, идем дальше. Следующий митинг – это Daily Scrum, Daily Stand Up. Это встреча, которая такая некая планерка, 15-минутка, да, каждый день в одно и то же время, в одном и том же месте, на котором мы проводим некую инспекцию, да, того, что мы сделали за сегодня, да, что мы сделали за вчера и что мы планируем сделать сегодня. И третий вопрос – есть ли какие-то проблемы, да, которые мешают нам достигать наших целей? Если проблемы такие существуют, то мы можем, ну, скажем так, в рамках следующей встречи, чтобы не отнимать время у других, да, собраться с теми людьми, которые эта проблема затрагивает, и обсудить ее в небольшой группе. Окей, идем дальше. Спринт-ревью. Спринт-ревью – это уже в последний день спринта. Который спринт, кстати, не отметил, что он состоит обычно из от одной недели до четырех недель, то есть не больше четырех недель у нас наш спринт, да, то есть этот некий такой отрезок времени, за который мы сможем, ну, достичь нашу цель спринта и выкатить в билд конечный инкремент. Соответственно, в спринт-ревью собирается команда, собираются стейкхолдеры. Скрам-команда – это Product Owner, Scrum Master и Development Team. И приглашаются туда стейкхолдеры. То есть это люди, которые, скажем так, о которых мы хотим взять обратную связь. То есть основная цель этого митинга – получить обратную связь от стейкхолдеров, понять, что нужно взять в следующий спринт, и если какие-то были, скажем так, глобальные проблемы, обсудить их на этом митинге. После этой встречи происходит некая такая встреча, Sprint Retrospective называется. Это специально для Scrum-команды, для Product Owner, для Scrum-мастера, для Development Team с целью улучшения. Да. Эта встреча обычно занимает от 30 минут до 3 часов в зависимости от длины спринта. Да. Для месячного спринта это 3 часа. На этой встрече обсуждается, что было хорошо, да, что было плохо и что мы планируем улучшить в следующем спринте. На этой встрече участвует, как я уже говорил, Product Owner и Development Team и Scrum Master. И здесь как бы идет некая такая дискуссия. Важно также, чтобы после этой встречи был некий план, кто ответственный за изменения, за улучшения, вот, и когда мы собираемся это внедрить. Окей, вот как примерно это выглядит, вот эта доска для Sprint Retrospective. Окей, мы подошли уже к концу, так как у нас мы ограничены по времени, да. Соответственно, мы пройдемся быстро о том, о чем мы сегодня говорили, что Agile – это некий mindset, это набор, скажем так, это некое мышление, да, гибкость мышления, потому что без мышления мы, скажем так, можем внедрять много чего, там скрамов, канбанов, но при этом, если не поменяем майндсет, то навряд ли что-то изменится, ну, в рамках проекта, в рамках организации. Также важно, чтобы люди были открыты к этим изменениям, то есть чтобы не только, чтобы люди понимали, да, зачем нам нужно внедрять этот скрам, agile. То есть когда есть понимание, зачем это нужно, тогда есть и желание к этим изменениям прийти. Важно также понимать, что Agile – это некий, это постоянный continuous feedback, да, постоянный фидбэк, который мы получаем от нашего клиента, от заказчика, от стейкхолдеров, как на уровне команды, да, так и на уровне организации, так и на уровне самого продукта, которым мы занимаемся, или услуги, которые мы предоставляем. Вот. Также нужно иметь достаточно смелости, чтобы экспериментировать, потому что если в команде нет этого состояния некого доверия, да, состояния доверия и дружелюбия, да, чтобы команда, члены команды не боялись высказать свое мнение, скажем так, были safe atmosphere, да, то есть безопасная атмосфера, если есть в команде, в организации, то люди будут и открыты к изменениям как на уровне команды, так и на уровне организации. Вот. И, соответственно, на выходе мы будем иметь счастливого клиента, заказчика,
который нам скажет спасибо за, ну, за то, что мы используем Agile Scrum. Так, ну и, соответственно, если кому-то будет интересно углубиться в тему Agile Scrum, можете обратиться ко мне. Вот здесь вот вся контактная информация есть на экране. Также есть группа в Телеграме, где я делюсь мероприятиями как бесплатными, так и не бесплатными. Делюсь новостями, делюсь идеями, мыслями, обсуждаем Scrum, обсуждаем Kanban и так далее. И, соответственно, вы также можете написать в группе в рамках этого тренинга. Окей, в общем, я все сказал, что хотел сказать. Если есть какие-то вопросы, если есть время, то окей, если нет, то уже в чате. Спасибо. Я думаю, 5 минут есть. Не вижу вопросов, но мне очень интересно, я думаю, им тоже интересно, участникам. Если Agile и Scrum — это только про программирование или можно все этим образом делать? Mm-hmm. Ну да, это, кстати, хороший вопрос. Последнее время, если раньше говорить, что, например, там лет 5-10 назад и больше, да, Scrum — это больше был для продуктов таких, как IT, да, там Google, Microsoft, то в наше время Scrum, Agile используется и не для IT-организаций. Главное, как я уже говорил, чтобы была команда, да, минимум 3 человека в команде, уже можно использовать Agile, Scrum у себя. То есть просто нужно адаптировать таким образом, чтобы, ну, было максимально удобно, комфортно его использовать. И еще один вопрос. Можно этим научиться сам или без... Хайдион Романас Тинтрем. Потом вет сингурс фач софер тренинг урфераж торди некстерюр ди экземплю а екипа кум есть акум ай 20 де амин екипа кум вен де аз спон де аз тазас лукрем аджайл. Ну, как говорится, прийти просто с завтрашнего дня мы работаем по Agile — это не сработает, потому что команда в первую очередь должна понимать, с какой целью они должны это использовать и что это вообще за матерное слово такое. Да, то есть для многих это, ну, непонятно, что это. Поэтому в первую очередь нужно, чтобы лидер команды, да, лидер организации разобрался для себя, что такое Scrum, что такое Agile, изучил это, может, даже сертифицировался, а потом уже начал процесс внедрения у себя. Многие пытались своими силами это сделать, но в итоге в любом случае обращались к экспертам, локальным экспертам, которые могли их как проконсультировать, так и провести тренинг для команды. Вот. Ну, в моей практике было такое, что ко мне обратился парень, который уже давно был в IT. Он хотел разобраться в Agile Scrum, я ему помог разобраться, и он в итоге как бы поменял некое свое мышление и внедрил это у себя в проекте. И потом, как, насколько я знаю, вся организация уже пошла в направлении Agile Scrum, а уже в других проектах тоже это начали внедрять. Тут вопрос. Че парере вес здесь при PMBOK? Бок, честно. А, PMP, PMI Book. Ну, соответственно, это некий такой, да, это waterfall, да. Ну, как бы разобраться никогда не будет лишним в project management PMP, PMI, да, сертифицироваться в этом. Но опять же, если вы хотите, чтобы ваша команда, компания была более гибкая к изменениям, то лучше всего, ну, внедрять у себя Agile. То есть даже PMP, PMI, они тоже сейчас сделали уже в рамках PMP, сделали Agile тоже, Agile Certification сделали отдельно. То есть лучше иметь PMP, PMI, чем не иметь его. Но глобально лучше, конечно, разобраться в Agile Scrum и внедрить это у себя. Алина, тебя не слышно. Не слышим тебя. Да, merci frumos. Когда контрабы разная пара, то держаешь по Telegram? Да. К сигуранце есть интересант, что мы целес авантаж лишь бенефич или слукреза, ша. Мы с ним.
Și mersi că foarte repede ai reacționat. Seară bună, Igor. Da, это было максимально быстро, потому что как минимум хотя бы нужно было час, чтобы эту всю информацию вам дать. Но я постарался как можно быстро ее дать. Спасибо большое, Алина. И если что, если есть вопросы, обращайтесь, буду рад ответить. Презентацию отправлю потом. Окей, окей, мерси. Спасибо. Bun, eu deja l-am promovat pe Eugen pentru panelist. Eugen? Da, salut. Bun, salutare. Hai să te prezint întâi, după care te apuci de discutat. Eugen este la o răscruce, practic, dintre două domenii. Resurse umane și tehnologie. Din 2005 este în domeniul recrutării, a început cu ONG-uri, a ajutat mulți specialiști să se orienteze în carieră, are experiență de lucru în mai mult de 7 țări, România, Polonia, Estonia, etc. Și din 2016 a realizat că îi place să automatizeze startup-urile și, în general, angajarea și HR-ul. Subiectul lui va fi despre automatizarea angajărilor sau și semi-automatizarea angajărilor. Pentru mine este un subiect foarte curios, probabil pentru antreprenori de aici este și mai curios. Eugen, mult succes! Ai o oră și plus încă 20 minute pentru întrebări. Ok, mersi mult pentru prezentare. Îmi place mie traducerea asta, ceea ce am scris eu în LinkedIn, de română sună un pic ciudat. Ok, salut tuturor, mă bucur că nu v-ați oprit învățare, studiere și dezvoltare, chiar dacă lumea s-a oprit un pic în loc. Numele meu este Eugeniu Gârlă, eu în prezent trăiesc și mă aflu în Grecia, dar cumva sunt conectat cu Moldova cât de mult pot, atât ca afaceri, părinți și viața care foarte des mă atrage acasă. Mersi că participați la acest eveniment și felicitări Arctic Tech Wheel pentru organizare. Așa, eu am să încerc să fac screen la ecran și am să... Te rog, poate pe tine, Alina... Se vede, tot da? Ok. Ok, dar dacă fac full screen, pentru că uneori Zoom-ul arată ciudat în momentul în care fac full screen. Acum e ok? Se vede, no notes. Acum e perfect, da. Ok, excelent. Bun. Nu știu dacă am să iau toată ora. Eu cum am planificat 9 ore, sunt incluse și partea de întrebări-răspunsuri. Am să discut astăzi despre automatizare un pic în general, dar în special exemplele pe care am să le folosesc o să fie în automatizarea HR. Și pentru că HR-ul este foarte mare, am să dau exemplu a unui proces din HR și anume a recrutării. Chiar dacă Alina a menționat câteva aspecte despre mine, eu aș vrea să dau și un pic mai mult context discuției de astăzi. Eu, în principiu, sunt în domeniul HR și recrutare de cam 15 ani, dar de ce vorbesc astăzi împreună cu voi? Pentru că eu am avut ocazia să cunosc procesul aproape din toate perspectivele. Am fost și recruiter, am fost și trainer, am coordonat și o echipă întreagă de HR, am construit procese de HR de la zero pentru companii care astăzi au în jur de 1000 de angajați. De aceea, cumva, rolul meu este să prezint cam ce am înțeles eu în această industrie de cam 15 ani și cum tehnologia ne ajută să dezvoltăm acest proces. Câteva din nume poate vă sunt cunoscute, fie Târgu de Cariere, fie poate Academia Nicolae Dumitrescu sau poate Gauss, ca și proiecte pe care eu le-am construit, le-am dezvoltat și ulterior le-am implementat în Moldova, dar și în alte țări. În prezent eu mă ocup de regiunea Europa,
companie XOR care are un birou destul de mare în, în Moldova. Rolul meu este să mă ocup de automatizarea anumitor procese în recrutare pentru zona Europa. Și cam ce îți prezint astăzi, foarte des aud și discutăm cu recruteri din, din toată regiunea pe care eu o acoper. Un pic de context, pentru că vreau să înțelegem de ce avem această discuție astăzi și de ce anume informația pe care o prezint. Cam 10 ani în urmă, în momentul în care făceam discuții și prezentări similare cu cea de astăzi, în momentul în care eu discutam cu persoane, fie că sunt owner de companie, fie că sunt responsabil de dezvoltarea anumitor afaceri și vor să își angajeze oameni la un moment dat, fie că au un recruiter, fie că vor să angajeze personal, cam astea erau direcțiile pe care le prezentam eu atunci. Eu ziceam că o să fie foarte complicat în următorii ani pentru orice companie din Moldova, în special cea care vrea să aibă succes pe partea de talente, să atragă oameni buni în organizație, dacă nu o să aibă pus la punct câteva procese. În primul rând, să aibă un website, în momentul în care un candidat intră să citească despre companie, să aibă posibilitatea să aplice sau să înțeleagă de ce el trebuie să lucreze pentru această companie. Datele de atunci, de fapt, nu s-au schimbat foarte mult de 10 ani de zile. Candidații, când aplică la un job, vor să verifice despre companie. Și dacă intră, pe, nici măcar dacă nu au un site, e problematic, dar dacă intră și găsesc un site care nu zice mare lucru despre acel angajator, ei vor pleca. O companie, încă de atunci ziceam că trebuie să aibă o prezență social media impecabilă. Mi-amintesc foarte multe companii prin 2011 spuneau că noi nu o să ne punem niciodată joburile pe Facebook pentru că acolo candidații își pun poză cu chiloții și noi nu ne postăm joburile acolo. Din păcate, realitatea a arătat că dacă tu ca și companie nu ești prezentă online pe partea de social media, ajungi să pierzi foarte mult candidați. Dar un trend mare și cam care era direcția sau consultarea pe care o aveam eu atunci era tu ca și companie, dacă nu poți să acoperi acest proces singur, ce alte soluții ai? Și atunci un trend foarte mare care exista atunci era partea de outsourcing de HR. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă când tu nu ai acest proces sau nu ai un angajat sau o persoană care se ocupă de HR în interiorul organizației, pur și simplu tu faci outsourcing de acest proces unei alte organizații. Fie faci outsourcing total, adică o altă organizație îți face și recrutare, și salarizare, și partea de promovare în carieră, fie poate faci outsourcing doar de un proces. De exemplu, eu nu vreau să mă ocup partea de recrutare, dar partea de salarizare o țin în interiorul companiei. Acest lucru chiar și în Moldova devenea foarte, foarte popular și noi avem astăzi foarte multe companii care apelează fie la firme de recrutare, fie la firme care fac un outsourcing, se numește RPO, când se face outsourcing la întreg recruitment process. Astea erau cam tendințele atunci și ce recomandau eu oricărui angajator, oricărui fondator de companie, în momentul în care tu te gândești am eu cei mai buni oameni de pe piață sau aplică la mine cei mai buni candidați, asta trebuie să fie minim ce trebuie să faci tu în acea perioadă. Dacă noi vorbim de anul în care suntem, lucrurile s-au schimbat un pic și ce recomandări am eu pentru persoanele care își doresc să aibă un proces de recrutare modern, dinamic și ajustat în perioada în care noi trăim și să aibă minim efort și timp și financiar pentru a realiza acest proces. Cam astea ar fi câteva din tendințele pe care orice companie astăzi care dorește să aibă rezultate bune și aici mă refer. Dacă voi aveți candidat sau știți pe cineva care vrea să lucreze la voi în companie, nu înseamnă că aveți cei mai buni oameni de pe piață. Pentru că tu poți să ai 100 de candidați pe poziție, dar candidații respectiv să nu fie cei mai buni.
De ce o companie care își dorește să aibă rezultate bune pe partea de HR și recrutare, cam astea ar fi câteva din aspectele la care trebuie să ne gândim astăzi, dacă noi într-adevăr le avem puse la punct sau nu. Un prim aspect, bineînțeles, ar trebui să fie mobile. Noi astăzi trebuie să ne gândim că compania pe care noi o avem, când cineva vrea să aplice la companie, este la fel de ușor ca și cum ar comanda o pizza sau un taxi? Dacă răspunsul este nu, înseamnă că noi o să pierdem foarte mulți candidați pe parcurs. Pentru că astăzi nu este vorba de lene, este vorba de corectitudine față de timpul unui candidat. De aceea candidatul, dacă vrea să aplice la mine pe compania pe care eu o reprezint sau procesul pe care eu îl am, că poate fac outsourcing la acest proces, eu trebuie să mă asigur că orice candidat poate aplica cu câteva butoane de pe telefon. Doi, bineînțeles, eu trebuie să înțeleg că recrutarea a devenit video. Nu o să se mai întoarcă la interviuri în birouri, cel puțin în primele etape de recrutare și selecție, majoritatea discuțiilor se întâmplă prin video. De aceea eu ca și companie trebuie să înțeleg cum acest tool îl pot utiliza, cum eu mă asigur că eu ca și companie pot conecta prin video procesele pe care le am în interior. Al treilea aspect, deși noi cumva suntem într-o globalizare a economiei, recrutarea și de fapt soluțiile foarte bune sunt cele care au un impact local foarte mare. Da? Noi vorbim și de utilizarea soluțiilor de tip comandarea unei mâncări sau unui taxi, ele toate sunt bazate pe o soluție foarte bună locală. Da? Degeaba folosesc eu și pun o groază de bani pe Facebook dacă eu nu înțeleg cum exact să-mi atrag talentele locale, care sunt acele spații în care eu trebuie să postez în așa fel încât să atrag oamenii care sunt potriviți pentru mine să aplice la joburile pe care eu le am. De ce în momentul în care mă gândesc la soluțiile pe care le am acum pe partea de HR, ele trebuie să fie soluții ușor customizabile la nivel de candidat pe parte de localizare. Și bineînțeles, imaginați-vă și voi, chiar vă recomand să faceți un scurt exercițiu, să vedeți câte e-mail-uri voi trimiteți pe zi și câte mesaje trimiteți pe zi pe Messenger, WhatsApp, Viber, Telegram sau alte platforme. Și datele arată că deja procentajul este de cam 1 la 3 milioane. Adică se trimit un mail la 3 milioane de mesaje de tip text. La fel cum noi nu ne întoarcem la fax, cel mai probabil din ce în ce mai mult nu o să ne întoarcem la instrumente de tip text foarte mare, foarte oficial. Da? Comunicarea devine foarte dinamică. De aceea, întrebarea pe care trebuie să-mi pun eu, cum procesele mele susțin o comunicare foarte rapidă de tip textul cu candidații, cu angajații mei, pentru că vorbim de HR, înseamnă și partea de angajați. Cum angajații mei, cât de mult timp ei pierd doar prin faptul că se scriu o groază de mesaje după care tu trebuie să cauți jumătate de oră pe grupul de Telegram. Și aici un trend foarte mare pe care l-aș recomanda companiilor este să se gândească deja poate nu la outsourcing de HR sau outsourcing de anumite procese, dar să se gândească la ceva care începe să prindă foarte mult contur și anume automatizarea proceselor de HR. Și aici un aspect la care ar vrea să trag atenție este că procesul de automatizare este foarte similar cu procesul de outsourcing. Doar că cui tu îi faci acest outsourcing este diferit. Dacă noi, de exemplu, avem o firmă de contabilitate care noi facem outsourcing pe partea de payroll, pe partea de salarizare către o altă firmă, automatizarea aici ar înseamnă eu fac outsourcing de anumite procese către tehnologie. Da? Deci nu fac outsourcing către o firmă cu angajați care îmi calculează mie salariile, ci pur și simplu fac outsourcing la o platformă
care automatizat are conectate cardurile salariaților mele, calculează automatizat taxele lor, calculează automatizat CNAS-ul, practic totul se întâmplă automatizat de către platformă. De aceea, eu ca și companie trebuie să mă gândesc ce soluții și ce procese eu trebuie să încep să automatizez. La fel ca și pe partea de outsourcing, nu trebuie automatizat sau nu trebuie făcut outsourcing la procesele care sunt cruciale pentru o companie. Eu îmi place tot timpul să dau exemplu, nu știu, Picasso nu face outsourcing la partea de pictare. Poate el face outsourcing la partea de vânzare, poate face outsourcing la partea de anumite materiale, cine cumpără pânza, cine cumpără acuarele. Dar partea de pictare înseamnă practic ceea ce tu aduci valoarea adăugată. La fel și într-un startup sau într-o companie, în momentul în care eu înțeleg că eu trebuie să fac outsourcing, eu trebuie să fac outsourcing la acele procese care, dacă eu am să pierd ceva din asta, nu o să-mi afecteze organizația. Și legat un pic de acest proces, cam ce recomandam eu foarte mult celor care își doresc să fie foarte buni în piața muncii, când începeam eu prin 2005 să recomand tinerilor cam ce ar trebui să se gândească și să dezvolte astăzi ca să fie util în următoarele cam 10 ani de zile, eu atunci le spuneam, uite, dacă tu știi să faci foarte, foarte bine trei lucruri, tu o să ai job în următoarele 3 ani. În următorii 10 ani. Și cam trei lucruri care eu le recomandam era să știe să utilizeze calculatorul și internetul la un nivel foarte, foarte bun, să știe engleza, română, rusă, pentru că asta este un mare avantaj a regiunii unde noi suntem, și să învețe să lucreze într-o echipă. Deci dacă tu știi astea trei chestii, nu o să ai probleme să-ți găsești job în următorii 10 ani. Ceea ce în principiu a fost destul de corect pentru o anumită perioadă. Acum însă, dacă tu știi doar aceste trei lucruri, eu cred că șansele de a-ți găsi un job încă sunt mari, dar deja din ce în ce mai mult în scădere, adică ele nu sunt suficiente. Ce aș recomanda eu astăzi și poate voi să recomandați fie colegilor, fie prietenilor, fraților, copiilor sau cui doriți, pe partea de HR și parte de piața muncii, sunt cam trei lucruri pe care dacă tu le înveți, le faci foarte, foarte bine, din punctul meu de vedere, poate greșesc, dar din punctul meu de vedere, astea trei lucruri o să-ți dea posibilitatea să-ți găsești joburi în următorii 10 ani de zile. În primul rând, să înveți să fii mobile, și aici mă refer nu doar la device, ci ca și proces, să te înveți să lucrezi de oriunde, fie că ești din Chișinău, fie că ești din Brăceni sau în București, nu contează, trebuie să poți să performezi la fel și pe parte de device, bineînțeles. Iar ca aspect, să ne învățăm să dezvoltăm asistenți digitali, să-i construim de la zero și să facem managementul lor. Da? Chiar ca recomandare, voi toți aveți asistenți digitali, aveți în telefoanele astea, aveți fie Siri, fie Google Assistant, fie Cartana de la Microsoft, nu contează, recomandarea mea e să îi utilizați 10, 15, 20 de minute pe zi. Da? Să învățați să colaborați cu astfel de asistenți digitali. Cei care conduc mașina lor este un pic mai ușor pentru că ei deja prin Waze sau Google Maps fac asta zilnic. Recomandarea mea este să încercați din ce în ce mai mult să utilizați asistenții digitali, să-i creați, să-i personalizați, pentru că foarte curând la interviu o să te întrebe tu ce asistenți digitali personal folosești ca să fii performant la job. La nivel de limbi de comunicare aș recomanda la fel să se cunoască acele trei limbi pentru următoarea perioadă, dar aici cu un aspect important, partea de video, care o să devină componentă crucială. Chiar dacă o să avanseze vaccinarea, chiar dacă o să se întâmple multe lucruri, deja video o să devină parte din realitatea noastră zilnică, sub formă de ședințe, educație, interviuri. Un lucru care cred că o să-ți dea de muncă și job-ul următoarea cel puțin 10 ani, din punctul meu de vedere, este creativitatea și gândirea critică, ceea ce mașinile încă nu pot să facă și probabil nu o să poată să facă încă cam 10 ani de zile. Dacă o să fie
la fel pe viitor nu știu, dar încă o anumită perioadă astfel de abilitate o să fie critice la angajare și nu o să ai probleme să-ți găsești job-uri. Ce ține de automatizare, poate să avem o înțelegere sau o definiție. În principiu, automatizarea nu e chestie care a apărut acum. Pur și simplu, acum e hot topic, toată lumea vorbește despre asta, dar automatizarea a început cam 200-250 de ani în urmă, când au început să se introducă anumite elemente tehnologice, mecanice în procesele de producție. Da? Dacă noi vorbim astăzi de automatizare, noi vorbim de care este acea aplicație sau acel software care poate să mă ajute să livrez produsele mai eficient, mai bine, mai rapid, mai calitativ. Da? Imaginați-vă livrarea sau cât de mult a schimbat tehnologia partea de închiriere de apartamente, cum Airbnb cu o singură platformă a facilitat global să poți să închiriezi un apartament oriunde, oricând. Da? Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că s-a găsit o platformă care poate automatiza foarte multe din procesele care înainte se întâmplau manual pe partea de închiriere. Și pe termen scurt, mie cum îmi place să recomand persoanelor să înțeleagă acest proces, poate cu timpul el se schimbe pe termen scurt. Dacă îți dorești să începi în domeniul automatizării, eu aș spune așa, să încerci să înțelegi care sunt lucrurile pe care tu nu-ți place să le faci, chiar le urești sau, hai să zic cuvântul, displace, și tu le faci zilnic, manual și repetitiv. Deci dacă tu găsești anumite procese care nu-ți place să le faci, dar trebuie să le faci, le faci manual și le faci repetitiv în fiecare zi, acele procese sunt foarte bune pentru a începe automatizarea lor. Și asta e cumva, vorbea Igor de mindset, la fel, ăsta ar trebui să fie mindset partea de automatizarea și eficientizarea proceselor în companie. Eu trebuie să pornesc la faptul care sunt lucruri pe care eu sau angajații mei nu le place să le facă, dar trebuie să le facă, sunt manuale și sunt zilnice, sunt repetitive. Acele sunt perfect lucruri pentru a începe etapele de automatizare. Pentru că resursele umane înseamnă cumva foarte multe aspecte, foarte multe procese, să nu este un training de resurse umane, rolul meu este să încerc să ajut cam cum tehnologia se integrează în acest proces. Da? Dacă noi vorbim de resurse umane în general, atunci rolul persoanei sau a departamentului care se ocupă de resurse umane este să se ocupe de recrutare, de training, de administrare, de dezvoltare, de salarizare, de securitate, de sănătate. Da? Sunt o groază de procese pe care le acoperă persoanele respective. Și acum, cum ziceam, automatizarea HR înseamnă fie eu fac outsourcing către o companie, fac outsourcing către anumite soluții sau platforme care îmi fac tot acest proces. Da? De exemplu, recrutarea. Trebuie să fac eu acest proces intern sau eu îmi este mult mai ieftin și mai ușor să fac automatizare sau outsourcing de acest proces. Salarizarea, la fel. Trebuie eu să-mi angajez un contabil care se ocupă doar de acest lucru sau cel mai bine este să fac outsourcing către tehnologie sau automatizare către o platformă. Pentru a da exemplu de cum arată un proces pe care noi îl automatizăm, am luat unul din aspectele pe care trebuie să le facă un HR-ist sau o persoană responsabilă de HR, și anume partea de recrutare de angajați noi. Și aici, eu dacă sunt responsabil de acest proces în interiorul companiei, cam care sunt responsabilitățile pe care eu le îndeplinesc? Unul, bineînțeles, să înțeleg de câți oameni avem noi nevoie. Da? Noi avem nevoie de 5 oameni, de 50, câți oameni o să avem nevoie în noiembrie, câți oameni o să avem nevoie în martie. Noi avem nevoie de tineri care știu engleza și știu să folosească calculatorul sau noi avem nevoie mai bine de bărbați care pot să ridice o anumită greutate și nu putem să facem cu alți candidați acest lucru. Deci, practic, o analiză foarte detaliată a ce tip de oameni, când avem nevoie de ei și cum. Asta este una din responsabilități.
De exemplu, ulterior, odată ce am această analiză, eu fac o fișă de post a angajaților care nouă ne pot acoperi necesitățile interne. Ulterior, rolul meu este să promovez acea fișă de post și acel anunț de angajare. Și aici aș vrea să menționez un lucru foarte important, care din păcate eu l-am văzut în Moldova prezent încă și în ultima perioadă. Păi, dar eu dacă ofer locuri de muncă, de ce trebuie să mai investesc bani în a promova locurilor de muncă? Că eu și așa fac o favoare mare pentru că am joburi de dat. Asta este o mentalitate destul de învechită, din păcate. Dacă tu ai un job, dar tu nu îl promovezi, e la fel ca un produs. Poți să ai un produs, el este unul din cele mii de produse pe piață și atunci candidatul nu înțelege diferența între companii. De aceea, în momentul în care tu ai un job, tu trebuie să înțelegi că oamenii pur și simplu nu o să vină dacă tu doar ai jobul. Este foarte important să promovăm acea oportunitate. Eu doar am să verific aici, vă rog. Aha, ok. Și Alina, îmi confirm, te rog, în cazul în care o să trebuiască să mă opresc sau anumite întrebări, îmi spui tu, da? Este o întrebare, dar cred că o lăsăm pe final. Ok, ok, bun. De aceea, foarte important este partea de căutare de angajați, da? Nu doar am joburi, le-am postat undeva și aștept. Da? Procesul trebuie să fie foarte către candidați, nu reactiv, aștept candidații să vină la mine. Alt proces ar fi, ok, am 100 de CV-uri, trebuie să deschid pe fiecare, să-l citesc pe fiecare, să înțeleg. Ulterior trebuie să programez la interviuri 50 de oameni care au trecut prima etapă. Asta ar fi câteva responsabilități de care eu trebuie să le fac și în special într-o companie de 30, 40, 50 de oameni, deja lucrurile încep să se adune destul de mult. De aceea, dacă oamenii nu au tehnologia să-i ajute, atunci procesul ăsta începe să devină foarte complicat. Noi ajungem să nu răspundem la candidați cu săptămânile, candidații ne urăsc din cauza asta, apare pe piață anumite, hai să le zicem, comentarii negative asupra companiei noastre, pentru că mulți oameni aplică, nu au primit niciun răspuns niciodată. De aceea, întrebarea pe care trebuie să mi-o pun eu, am eu oare un sistem de recrutare foarte bine pus la punct pentru cei mai buni oameni de pe piață? La fel, cum încep să recrutez un proces? Și aici eu dau exemplu de procesul de recrutare, care e parte din HR, dar cumva gândirea asta o puteți avea în toate procesele, fie că vorbim de marketing, fie că vorbim de finanță, de logistică. Mentalitatea pe care trebuie să o am eu astăzi este cum automatizez, pot foarte ușor să pornesc de la care sunt lucrurile din ce trebuie să fac eu ca recruiter, care sunt lucrurile care mie nu-mi place să le fac, le fac foarte des și le fac manual și repetitiv. Da? Și dacă voi fie ați făcut recrutare vreodată, fie o să întrebați colegii voștri care se ocupă de acest proces, o să pară destul de mult de răspunsuri. Fiecare și are propriile sale listă, dar eu am să dau aici doar câteva exemple. Ce nu le place la recruter să facă? Să verifice o groază de CV-uri care nici măcar nu se potriveau din start. Da? Deci asta se întâmplă, este o altă discuție, dar problema e că eu am 50 de CV-uri, eu investesc foarte mult timp să le citesc, să le deschid, să le văd, când de fapt 40 dintre ele oamenii nici măcar nu au minimul necesar să plece la acel job. Și eu mi-am pierdut o groază de timp repetitiv și manual pentru acest lucru. Alte este, eu am un anunț de angajare și trebuie să intru pe Rabota să-l copiez, trebuie să intru pe 3 din 9 să-l copiez, trebuie să intru pe Facebook să-l pun, să-l postez, să-l copiez, trebuie să intru pe LinkedIn să-l trec, să-l postez. Și practic, eu fac același proces repetitiv, pur și simplu fac copy-pasting în procesele respective. Și atunci, ok, bun, există oare o posibilitate ca eu să fac asta automatizat? Și imediat vorbim de anumite exemple. De exemplu, am ales 30 de candidați. Hai să-i programez la interviu. Îi sunt 30, jumate nu răspund. Când revin la ei mai târziu, ei zic, te rog să mă suni peste 2 zile. În sfârșit, am programat la un interviu. Unii mă sună și spune că, din păcate, mi-am găsit job, haideți să anulăm interviul. Poate eu nu eram singurul om care trebuia să vin la interviu și mai aveam 2-3 colegi care erau implicați. Și atunci eu foarte mult timp pierd manual doar pe programare, reprogramare, anulare de interviuri în proces. Contracte de angajare, la fel, pur și simplu faci copy-pasting de nume, prenume, schimb salariul,
și o groază de alte de aspecte repetitive. Ne mai vorbim că acum o nouă, să zicem așa, plângere a recrutilor, că s-au zumit la cap de la atâtea interviuri și discuții. Imaginați-vă 10 interviuri pe zi cu candidații. Asta este o listă foarte bună și eu v-aș recomanda să aveți care este lista voastră, care sunt lucrurile pe care voi urâți să le faceți pe partea de recrutare, de angajare și care pur și simplu ajunge să le faceți foarte complicat și repetitiv și manual. Și dacă aveți o astfel de listă, ulterior întrebarea trebuie să fie, există oare soluții acum pe piață sau există tehnologii sau platforme care mă pot ajuta măcar cu una, cu două, poate cu trei din problemele respective, care ajute să îmi salvez o zi, două, o oră, cinci. Pentru că dacă îmi salvează o oră, dar eu am 1000 de candidați, asta înseamnă 1000 de ore salvate în total, ceea ce înseamnă foarte mult în business. Și ca să dau câteva exemple de cum acest lucru poate să se întâmple, una din problemele menționate de mine anterior este... nu-mi place să deschid 50 de CV-uri dacă majoritatea dintre ele nici măcar nu se potriveau inițial. Da? Există foarte multe tool-uri, eu dau doar un exemplu din astfel de tool, care tu poți să faci upload de 50 de CV-uri în tool-ul respectiv și să scrii, vă rog să găsiți doar CV-urile care au cuvintele cheie X, Y și Z. Da? Și atunci din 50 de CV-uri se găsesc, nu știu, 2-3 care au cuvintele X, Y și Z, care poate pentru tine înseamnă prioritate în recrutare. Da? Și rolul astfel de soluții este să ne automatizeze partea de CV analysis, CV parsing, CV qualification. Da? Pentru că eu, de fapt, calific întâi angajații, candidații. De ce rolul meu este să găsesc tool-uri care ceea ce mi-a mie, nu știu, 7 ore să verific 50 de CV-uri calitative, asta pot să-l fac în 7 secunde. Rolul meu ulterior să mă focusez doar pe cele câteva CV-uri care mi-au găsit cuvintele cheie care sunt importante pentru mine. Alt tip de tool-uri, pentru că am menționat că una din probleme este tu faci pur și simplu copy-pasting la anunțul de angajare pe 10 site-uri diferite. De exemplu, este o soluție, un startup din România, se numește Smart Dreamers, ele sunt destul de multe global, care tu plasezi anunțul într-un singur loc și ulterior este automat copiat în cele mai populare platforme de angajare. Și în felul ăsta, eu dacă am, să zicem, nu știu, 20 de joburi pe lună, asta îmi poate salva zile întregi doar pentru că robotul automatizează copierea unui singur mesaj și nu trebuie să fac eu aspectul ăsta repetitiv. Da, rolul meu este să-l încarc într-o platformă și deja platforma îl face corect pentru Twitter, corect pentru LinkedIn, corect pentru Facebook, pentru fiecare dintre ele au și dimensiuni diferite și număr de caractere diferite. Eu nu trebuie să mă gândesc la asta, sistemul îl face automatizat pentru mine. Am companie, de exemplu, pe care eu reprezint, una din aspectele pe care noi le automatizăm este, menționam că o problemă la recruiter este partea de programare și reprogramare și anulare de interviuri. În special în momentul în care noi avem mai mulți oameni conectați. De exemplu, recruiterul este la Chișinău, omul care angajează este în Bălți, iar candidatul este în Cahul. Dar până ajung toți să-și găsească ore întregi în care ei să comunice și să întâlnească, foarte des interviurile se anulează, se reprogramează și toate astea, de exemplu, le face un robot care se asigură că toți candidații, toți recruiterii și toți oamenii care trebuie să participe la interviu știu ora, știu ce informații trebuie să pregătească, știu ce trebuie să, pe ce canal se întâmplă, da, foarte des interviurile, candidatul intră pe Zoom, dar tu ești pe Teams, toate chestiile astea se întâmplă prin sistem automatizat și toți primesc remindere automatizate la fel. Un alt aspect care menționam poate fi automatizat este partea de creare de contracte. În loc să creez manual contract, în special pentru cei care, de exemplu, au joburi foarte repetitive, unde foarte mulți oameni vin și foarte mulți oameni pleacă. Da? Fie că vorbim de casier, fie că vorbim de șofer, de livrări. Rolul aici este să ai un sistem care poate crea astfel de sisteme și astfel de certificate medicale sau certificate de concediere sau diferite aspecte
La fel, sistemul să înțeleagă care este angajatul, când trebuie să-i elibereze, când trebuie să-i trimită, nu trebuie să ocupe omul din HR partea de creare, de documentare. Deci asta trebuie să se întâmple automatizat. La fel, poate semnătura se face automatizat și multe alte aspecte care la fel pot salva foarte, foarte mult timp. Ultimul lucru care ziceam că acum este foarte popular, partea de interviuri online, interviuri video, ai recruiterii foarte enervați, foarte obosiți și undeva eu înțeleg foarte, foarte mult, pentru că la fel trăiesc acum în special mai mult în videocall-uri. De exemplu, este o soluție care face singur interviu video cu candidatul, nu trebuie să participe un recruiter și analizează interviu video a candidatului pe bază de voice, pe bază de video și pe bază de anumite task-uri sau întrebări care se pun candidatului în procesul respectiv. Și atunci nu trebuie să am interviu video cu 100 de candidați. Sistemul va face automatizat interviuri cu candidați, iar mie sistemul mi-a arătat top 10 din ei 100 și deja eu am interviuri cu doar 10 oameni, nu cu 100 de oameni, ceea ce mă face pe mine să fiu mult mai eficient și mult mai bun în procesele pe care eu le fac ca și recruiter. Da? Cam unde ne aflăm noi astăzi pe partea de automatizare de HR? Încă suntem foarte mult pe partea de automatizare de task-uri și automatizare de procese în HR. Încă nu există un Google al HR-ului, un sistem care să fie suficient de mare ca să automatizeze întreg HR-ul. Eu cred că o să se ajungă acolo. Momentan noi încă avem tool-uri diferite, la fel cum voi aveți în telefon 10-20 de aplicații pe care le folosiți fiecare cu scopul său, la fel și în HR. Tu astăzi, de fapt, ca și recruiter, tu mai mult faci management de tehnologie și de soluții decât efectiv te ocupi partea de recrutare. De aceea, în partea de HR, noi ne mutăm sau ne mișcăm înspre direcția de automatizare totală a procesului, la fel cum face outsourcing total. Deci noi avem companii la noi, de exemplu, HR Consulting, una din companii care ea face outsourcing de tot, și de recrutare, și de payroll, și de training, și de tot ce trebuie. Noi încă nu există o tehnologie care se face outsourcing total încă pe partea de HR, dar ne mișcăm în acea direcție, nu știu, 3 ani, 30 de ani încă e destul de devreme de menționat. Înainte să trecem partea de întrebări, răspunsuri, vreau să se înțeleagă o chestie destul de importantă. Automatizare nu înseamnă inteligență artificială. Știu că există cumva o confuzie aici. Deci partea de inteligență artificială ajută la automatizare astăzi poate cam 5%. Da? Tu poți să faci automatizare și fără componentă de AI. Bineînțeles, componenta de inteligență artificială o să se dezvolte cu timpul din ce în ce mai mult, dar astăzi tu nu ai nevoie neapărat de sisteme foarte, foarte complicate, tu ai nevoie pur și simplu de un sistem automatizat care verifică trei calendare. Calendarul recruterului, calendarul candidatului și calendarul managerului de recrutare. Și atunci nu ai nevoie de un AI, ai nevoie pur și simplu de un robot care verifică luni la 10 este liberă în astea trei calendare. Dacă răspunsul este da, trimite invitația la toți. Dacă răspunsul este nu, caută în următoarea zi. Deci asta este un proces foarte repetitiv, manual, ceea ce înseamnă de fapt automatizare astăzi. Există cumva percepția că candidaților sau în recrutare, dacă automatizezi prea mult, pierzi parte de umanitate și candidaților nu le place să vorbească cu roboții. Eu pot să vă spun că candidaților nu le place să aplice la joburi și nu primească niciodată răspuns, sau candidaților nu le place să fie anunțați cu o oră înainte că au interviu, sunt multe alte aspecte care de fapt candidaților nu le place să facă și unde tehnologia ne poate ajuta. Și unul din exemple care îl dau destul de des în prezentare este una din cele mai mari analize făcute în 2019. Au întrebat peste 60.000 de candidați ce nu le place cel mai mult la recruter și aspectul cel mai mare care a luat-o cu întâi a fost
să fie sunat de recruiter așa din nimic, fără reminder, fără trimitere, fără mesaj, fără e-mail, fără LinkedIn message, fără nimic, pur și simplu te sună, salut Eugen, eu sunt recruiter de la compania X și vreau să-ți propun un job. Da? Deci asta este un proces care e foarte manual, de fapt candidaților procesul ăsta nu le place absolut deloc. Și în martie eu am avut o altă prezentare pentru un eveniment din Moldova și am făcut pentru 50 de recruiteri care au participat la acel eveniment un sondaj. Le-am spus, ok, uite, dacă voi ați trimite oferte de job către un candidat, ce v-ați place să primiți de la acel candidat ca răspuns către oferta voastră? Prima versiune a fost candidatul nu dă niciun răspuns și am avut 0%. Foarte ciudat că, din păcate, foarte multe recruiteri, de fapt, nu dau niciun răspuns la un candidat când candidatul aplică. Pe locul 2 a fost un răspuns automatizat de tipul mersi că mi-a trimis oferta de job, eu am să o verific și am venit la voi dacă îmi place sau nu. Un răspuns uman a fost dar doar peste 2 săptămâni, pentru că trebuie să ai timp să le răspunzi manual la toți. Dar 88%, și asta mi-a plăcut foarte mult, a fost să primească un răspuns automatizat, rapid, dar care de fapt verifică oferta. Pentru că acum există deja soluții care îți pot citi un text și îți pot spune ce conține textul respectiv. Și atunci eu, ca și candidat, de exemplu, pot să am un sistem care verifică oferta venită de la companie și să aibă un sistem automatizat de reply sau de feedback, dar care este bazat pe oferta respectivă. Da? Și atunci, asta este ceea ce au plăcut cel mai mult la oameni. De fapt, automatizarea și tehnologia, dacă este utilizată corect, atunci, într-adevăr, este în beneficiu tuturor părților implicate. Asta e cam ce am vrut eu să prezint astăzi pe partea de automatizare și automatizarea HR și în special automatizarea recrutării ca un proces din HR. Sper să avem timp și de întrebări din partea voastră. Eu cel puțin mai am cam încă 10-15 minute, de asta cu mare plăcere aș răspunde întrebărilor dacă sunt. Ok, sunt. Atunci eu am selectat 3 întrebări de top și le adresez. Prima întrebare este, automatizarea recrutării, la ce etapă afacerii se recomandă de implementat în cazul în care ai o afacere de maxim 3-4 angajați necalificați? În companiile mici, cum ziceam, eu aș recomanda automatizarea recrutării din start, dacă procesul ăsta nu este critic pentru companie. Da? Deci dacă cumva nu depinde de acest proces, valoarea adăugată pe care o aduceți voi. Pentru că valoarea adăugată adusă de către companie este, de fapt, nu știu, produsul pe care voi îl livrați. Adică nu contează că șoferul Vasile sau șoferul Maria duce acel produs, contează produsul, ăsta este, de fapt, valoarea adăugată. Atunci, eu aș recomanda automatizarea proceselor de recrutare pentru că voi trebuie să găsiți șoferul Vasile sau Marie foarte rapid și foarte, foarte eficient. Focusul companiei trebuie să fie pe acel produs. Cum eu mă asigur că acel produs rămâne cel mai bun de pe piață, că eu evoluez și concurența nu poate să mă ajungă și clienții sunt mulțumiți. Iar recrutarea Mariei sau Vasile, eu pot să fac partea de automatizare. Sunt industrii unde depinde omul, da? Și atunci eu trebuie să fac mai bine automatizarea altor procese, iar eu efectiv mă ocup manual de recrutare. De exemplu, în industria de modeling, da? Acolo există oameni care dedică ani întregi să găsească o persoană care devine the face of the brand pentru următorii foarte mulți ani. Acolo recrutarea nu poți face outsourcing pentru că asta este critic pentru organizație. Pentru o companie mică, 3-4 oameni, voi nu trebuie să pierdeți timp pe interviuri, pe trimis de oferte sau pe publicații pe 10 site-uri de angajare. Asta trebuie să le facă tehnologia foarte rapid. Ce instrumente aplicație în Moldova? În Moldova, cel puțin eu cu clienții cu care colaborez, partea de Dixor,
Noi automatizăm în special partea de primire de oferte de la candidați. Da? Deci candidații când aplică, în loc să trimită un mesaj la hr@hr.md și să n-aibă habar vreodată, o să primească răspuns, nu o să primească răspuns, o să primească răspuns peste o zi sau peste o lună. Da? Noi înlocuim procesul ăsta, candidatul în loc să trimite un CV la o astfel de adresă, vorbește cu un robot care îl întreabă, uite, tu ești localizat în Buicani, poți să începi un job în următoarele două săptămâni, poți să lucrezi în ore de noapte. Și în momentul în care candidatul răspunde la anumite întrebări de selecție, doar atunci el este conectat cu un recruiter. Și robotul face conexiunea direct în calendarul recruiterului. La fel, ce știu sigur că funcționează în Moldova este partea de marketing social media. Poate nu trebuie să ai tu un om în interior care să-ți posteze oferte de joburi pe LinkedIn, pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, să facă videouri. Poate mai bine găsești o agenție care îți poate prelua tot procesul ăsta de online employer branding și job advertising și atunci tu te focusezi mai bine pe procesele respective. De acord, noi încă suntem la început, dar eu cred că în momentul în care îi dai candidatului opțiunea, candidatul o alege. Ca să dau un exemplu, dacă tu propuneai unui manager de resurse umane sau recruiter să folosească Zoom-ul pentru angajare în februarie 2020, 90% de oameni era să întrebe și asta Zoom. Da? Astăzi e un tool pe care toată lumea deja îl cunoaște foarte bine. De asta, dacă voi propuneți candidaților să nu vină la voi la un birou, să piardă o oră pe drum prin trolebus, să fie expus la virus, ce voi propuneți, uite, înregistrează un video pe tool-ul ăsta și trimite-mi doar video-ul. Da? Candidatul o să fac. De aceea cred că este mai mult în cum oferim noi acest proces. Și de fapt, cred că întâi automatizarea sau gândirea începe din noi și ulterior să așteptăm de la alții. Ați văzut programa de recrutare bazat pe AI? Ce părere aveți? Cât e de funcțional? Nu înțeleg exact ce înseamnă. Probabil că un tool, Dar eu ce pot să spun că momentan nu există full AI tools. Da? Sunt tool-uri care folosesc elemente din AI. De exemplu, și noi folosim partea de inteligență artificială, folosim ceva care se numește Natural Language Processing and Recognition, pentru că un candidat îți poate adresa aceeași întrebare în folder foarte diferite. Un candidat îți poate întreba voi ce salariu oferiți și alt candidat îți poate întreba voi câți bani îmi dați. Da? Deci rolul tool-ului nostru, de exemplu, la XOR parte de ei, este să înțeleagă sensul întrebărilor. Dar full functioning AI soluții de cap-coadă astăzi nu există. Însă legat de întrebare, dacă acel tool ajută și candidatul și recruiterul, eu sunt pentru. Da? Pentru că foarte des noi zicem, ok, noi pierdem partea asta de umanitate. Din punctul meu de vedere, lipsa umanității e când tu ai 100 de candidați la care nici măcar nu le-ai răspuns niciodată. Ei ți-au trimis CV-ul, iar tu lor nu le-ai răspuns pentru că nu ai avut timp, că n-ai putut, că nu s-o primit. E că eu cred asta poate lipsă de umanitate. Iar dacă candidatul primește răspuns, chiar dacă e negativ, îl primește la timp, are un feedback, știi ce trebuie să fac pe viitor, există de obicei două viziuni, fie viziunea terminator, tot se termină într-o luptă, fie viziunea din filmul AI, când un copil sub formă de AI este înfiat și crește împreună cu părinții, este mai mult versiunea aceea. Bun, nu știu dacă mai aveți timp, noi întrebări mai avem o groază. Ok, hai că mai încerc. Ok, e posibil de găsi candidați din afara Chișinăului bun pentru joburi prin instrumente moderne? Eu cred că
Facebook-ul, Instagram-ul, telefonul deja sunt instrumente moderne, dacă sunt utilizate corect. Da? Poți să găsești candidați din Ungheni, din Briceni, din Bălți, utilizând canalele respective, dar utilizate corect. Da? Eu cunosc personal recruiter care cred că au pus $10 boost de un job și o scadă candidații din CER. Da? E că eu trebuie să înțeleg câți candidați, câți oameni o să vadă jobul respectiv, când îl văd ei, pentru că eficacitatea anunțurilor de angajare online depinde de ora când candidatul vede anunțul respectiv. Pentru că dacă eu sara săturat de jobul meu și eu văd un anunț, băi, nu te-ai săturat de jobul tău, vrei să te schimbi, probabilitatea că eu am să aplic la un alt job este mult mai mare. Da? Adică nu este vorba doar de pot fi utilizate tool-urile. Eu cred că răspunsul este da, pentru că Instagram, Facebook și TikTok este și în afara Chișinăului, iar dacă este, înseamnă că pot fi gândite metode prin care ei pot aplica. De exemplu, eu comunic, maica mea are 70 de ani, eu cu ea comunic prin WhatsApp și ea știe să trimite mesaje de tip text, mesaje de tip audio, mesaje de tip video, să mă suni cu video, să facă share la ecran. Da, cred că putem găsi candidați și în afară candidați Chișinăului cu tehnologie. Doamna Larisa se interesează cum vă poate găsi și dacă se poate adresa la dumneavoastră pentru consultații și colaborări pe viitor. Sigur, eu am să scriu în chat mail-ul meu și la fel mă găsiți pe LinkedIn, Facebook, preferabil LinkedIn. Așa sunt pe LinkedIn. Da, noi putem să apelăm la dumneavoastră doar din perspectiva XOR sau ca și specialist cu întrebări? Dacă vorbim de pur și simplu să avem o discuție, eu găsesc timp ca să avem o discuție de consultare. Eu acum nu mă ocup ca și consultanță per se pe partea de proiecte de consultanță, construire de sisteme de recrutare și de HR, dar dacă pot să ajut doar cu un sfat, am să o fac cu siguranță. Bun, și niște bleț întrebări de la mine și gata. Prima mea bleț întrebare este cam la cât noi trebuie să ne orientăm în timp că ar trebui să te angajat în companie. Adică eu să-mi fac griji cum stă un an sau trei ani sau jumătate de an sau așa vremurile. Cred că depinde de business, pentru că în anumite business-uri pregătirea unui om și randamentul unui om poate să vină peste 6-7 luni de zile. În alte zi, 2-3 zile. Da? De ce, din punctul meu de vedere, joburi pe viață o să devină raritate, schimbarea jobului o să devină o normalitate, o ciclicitate. Întrebarea pe care trebuie să mi-o spun eu ca business owner este în perioada cât ei sunt în companie, dacă eu am făcut maximul ca ei să dea maximul lor. Și pentru că eu vin din filosofia că eu pot schimba sau controla sau acțiuni pe care eu pot să le fac. Eu nu pot să controlez sau să impun anumite acțiuni altor oameni. Deci, dacă eu, de exemplu, m-am asigurat că angajații mei chiar și 3 luni de zile l-au dat maximul și asta a fost experiența respectivă, înseamnă că acea a fost experiența. Care este randamentul LinkedIn în Moldova? Deja din ce în ce mai mare. Da? Dacă noi vorbeam, cred că acum 10 ani de zile, vorbeam de cam 10.000 de oameni, ultimele date, dacă mi-am amintesc eu, deja mergeau peste 100.000 de oameni utilizatori de LinkedIn în Moldova. Și mă refer utilizatori, nu cineva și-a creat un profil acum 8 ani de zile și nu a mai intrat pe el. Da, dar nu este neapărat. Dacă în Moldova funcționează cel mai bine alte instrumente, trebuie să înțelegem că probabil Adna Classic cândva era popular, acum nu mai este, lucrurile se schimbă. Eu ca și recruiter trebuie să știu care este platforma care mi-aduce cei mai buni oameni.
Noi am avut așa experiență, am postat job și au plecat oameni din India, cumva în engleză mai mult. Da, asta e pentru că jobul în momentul în care a fost postat, pentru că uneori trebuie să investești timp în postarea unui job, să te asiguri că ai bifat anumite chestii, că le-ai localizat, că ai făcut anumite lucruri ca să fie corect, asta este una. Doi, eu de fapt sunt ca și om pro-globalizare, adică eu știu că la noi oamenii sunt supărați că noi avem toate rafturile pline cu produse din Ucraina. Și eu tot timpul le explic, uite, dacă tu vrei să pleci în Spania la odihnă, tu nu trebuie să superi cu produsele altor țări. Adică globalizarea nu funcționează. Eu vreau să fii liber să plec unde vreau, dar produsele să le țin la graniță. Adică e una sau cealaltă. E ok și eu, de fapt, noi am avut luna trecută un eveniment cu recruteri din Moldova și mă bucur foarte mult că oamenii la noi au înțeles că, de fapt, angajarea poate să fie și din altă parte. E ok dacă eu am să am un angajat care nu l-am văzut niciodată fizic. Adică, cumva, în gândirea noastră este că angajatul trebuie să vii la mine la birou, că eu să-l pot să-l controlez, știu ce faci și cum faci. Eu, de exemplu, nu m-am văzut cu șeful meu direct niciodată, dar de un an și trei luni de zile colaborăm foarte bine. Și dacă noi, de exemplu, o să ne despărțim la un moment dat fiecare cu calea sa, o să fie ok. Adică asta nu înseamnă că noi acest un an și trei luni de zile n-am lucrat foarte bine împreună. Chiar dacă noi niciodată nu ne-am întâlnit în această viață. Bun, și ultima întrebare. Din înțelegerea mea, ascultându-vă, înțeleg că primul pas ar fi să automatizăm procesele de recrutare prin instrumentele pe care ne le-ați sugerat, iar al doilea pas, dacă într-adevăr nu găsim timp, apelăm la o agenție care să ne ajute. Asta e ordinea logică corectă. Da, doar că în momentul în care, cel puțin cum văd eu că evoluează tehnologia, până o să ajungeți voi la outsource, care înseamnă să-i dau tot unei agenții, eu cred că o să existe un tool tehnologic la care tu o să-i faci outsourcing în toate procesele. Dar, într-adevăr, astăzi ai 5, 6, 7 tool-uri de care faci management. Unul îți salvează o oră, altul o zi, altul îți aduce mai mulți candidați, altul, din potrivă, îți aduce mai puțini candidați, îi mai filtrează. Adică rolul astăzi de recrutare este, de fapt, de management, de tool-uri tehnologice pentru un proces. Outsourcing-ul sau automatizarea totală, da, de ce nu? Chiar astăzi, în cazul în care vă permiteți, nu are rost în interior să țineți oameni doar pentru că ei îți calculezi două ori pe lună salariul, nu are niciun sens. Bun, aici este un comentariu, chiar și un sfat este binevenit și multe mulțumim. Cu mare plăcere. Mersi mult, Maria, pentru invitație, mersi mult, Alina, pentru moderare. Sper că pentru cei care poate au avut ocazia să vorbească despre automatizare înainte, astăzi au avut idei noi, iar pentru cei care poate au văzut automatizare și discuție despre asta pentru prima dată, sper că cel puțin v-a intrigat ce se întâmplă în lume, unde se merge și eu mă bucur că noi astăzi avem discuțiile respective, ca să nu ne găsească, din păcate, din nou peste 10 ani, că suntem întârzie. Bun. Mersi foarte mult, Eugen. Pentru mine personal, eu am stat și am ascultat, ca de obicei, nu de una, adică chiar dacă nu ești ceva, știi că asculti un trainer și așa e ok, tot clar, aici îți zic așa, aici îți zic așa. Adică întotdeauna e așa de informație super actuală și foarte interesantă și îți mulțumesc foarte mult că ai găsit acest timp și l-ai dedicat acestui program. Mersi și eu. Mult succes tuturor și felicitări cu programul de digitalizare a MMM-urilor. Mi se pare o chestie foarte, foarte bună. Mersi, mersi. Toate bine, la revedere. Pa, la toți. Bun, noi zicem seară bună, da? Nu ne mai reținem. Vă așteptăm mâine tot aici cu un alt training super fain. Mulțumim, seară bună, seară bună. Merci, pa la toți!
Mersi frumos, Igor!